Batistuță, Batistuță Bombănici, de ce nu ieși din ascunzătoare? De ce mă strigi de acolo? Am ieșit. Vreau să te rog ceva. Te rog frumos. Da, te rog frumos. Îmi citești și mie povestea Globul de Cristal. Ai salutat când ai venit? Nici mie nu mi-ai dat voie. Ah, bine v-am găsit, dragi copii, la povestea noastră, care astăzi cred că o să ne spună Batistuța Bombănici, Globul de Cristal. Bine. Să ți-o spun. Dacă stai cu minte și nu mai vorbești. Păi, se spune că a fost odată ca niciodată o vrăjitoare foarte, foarte, dar foarte rea, care îi ura pe cei trei fii vitregi cu care se alesese după căsătorie. Într-o zi, folosindu-se de vrăj, ea îl prefăcu pe cel mai mare dintre băieți într-un vultur, care își luă zborul și se pierdu în zare. Iar pe cel de-al doilea fiu îl transformă într-o balenă, care ajunse să trăiască în mare. Speriat că ar putea fi și el prefăcut în cine știe ce ligioană, cel mai mic dintre băieți o rupse la fugă, pierzându-și urma în adâncul unei păduri. O să urmez cărarea asta, își spunea el strecurându-se prin destișul pădurii. Am auzit vorbindu-se de o prințesă vrăjită, care trăiește în castelul soarelui strălucitor, tocmai în partea cealaltă a pădurii. Iar eu am să o scap de vrajă. Și a ajuns? Stai acolo potolit și ascultă. Pe când mergea el așa, chiar prin mijlocul pădurii, auzi niște glasuri. Câteva clipe mai târziu, văzu doi zdrahoni care se certau de mama focului. Dă-mi pălăria, e a mea, spuse unul dintre ei. Nici vorbă, e a mea, se rățoi cel de-al doilea. Hei, nu vă mai certați, le zise băiatul. Dați pălăria încoace și o să hotărăsc eu al cui e rândul să o poarte. Nătărăi se învoiră pe dată. Punându-și pălăria pe cap, băiatul își văzu liniștit de drum, gândindu-se la frumoasa prințesă. Să le fie învățătură de minte, își zise băiatul. Doar toată lumea știe că atunci când doi se ceartă, al treilea câștigă. Da? Chiar așa? Ascultă mai departe, te rog frumos. Merse el toată ziulica, iar spre seară, fiind tare obosit, făcu un popas. Ah, cât aș vrea să fiu deja la castelul soarelui strălucitor, își zise băiatul în sinea lui. Nici nu-și sfârși bine gândul că într-o clipită pălăria, ați înțeles, desigur că pălăria zdrahonilor nu era ca toate celelalte, ci era una fermecată. Ah, fermecată! Și acea pălărie îl și purtă la castelul cu pricina. Băiatul, neînfricat de felul său, trecu podul și intră în curte. Aici fu întâmpinat de o tânără al cărei chip era ascuns în dărătul unui voal. Și nici nu se putea altfel, deoarece fața ei, palidă, era brăzdată toată de zbârcituri. Tu ești prințesa vrăjită? O întrebă băiatul, necrezându-și ochilor. Da, eu sunt,
Privește în oglinda asta, îl îndemnă prințesa cea pocită, și vei vedea adevărata mea față. Unde ai fost? Păi am vrut să văd oglinda. Da, am crezut că a găsit oglinda. Păi nu este aici, este în poveste. Îl îndemnă prințesa să se uite în oglindă. Oglinda îi arătă tânărului cu un chip atât de frumos de care el se îndrăgosti nebunește. Trebuie să fac ceva ca să te scap de blestemul ăsta, prințesa îi răspunse cu tristețe în glas. Singura cale prin care vraja poate fi destrămată este să dai de urma globului de cristal. Dar pentru a pune mâna pe el, trebuie să ucizi taurul sălbatic, ca din trupul lui să poată ieși pasărea de foc. Află însă că nimeni, nici măcar cel mai viteaz cavaler, n-a fost în stare să-l dovedească până acum. Urmând povețele prințesei, tânărul ajunse la taurul sălbatic. După o luptă îngrozitoare, el reuși să răpună fiara. Dintr-o rană a taurului ucis, ieși o pasăre cu aripi de foc, care se înălță pe dată în văzduh, ținând strâns în plisc un ou incandescent. Pe când băiatul se gândea ce-i de făcut, un vultur se scoboră spre el ca să-l ajute. Era fratele lui mai mare. Acesta se năpustia asupra păsării de foc și o sili să dea drumul oului. Oul căzu pe casa unui pescar, aflată undeva pe malul mării. Casa fu cuprinsă pe dată de flăcări, dar valurile se înălțară furioase și se prăvăliră apoi deasupra acoperișului, stingând focul. Al doilea frate, cel prefăcut cândva într-o balenă, fusese cel care îl frământase apele mării. După ce focul se stinse, băiatul luă oul răcit. Înăuntru, în locul gălbenușului, dădu peste globul de cristal. Apucă prețioasa sferă și cu ajutorul pălăriei fermecate, ajunse într-o clipă înapoi la castel. Prințesa care îl întâmpină în curtea castelului nu mai purta voal pe față și tânărul fu copleșit de frumusețea ei. Globul de cristal rupse și vraja celor doi frați ai săi, care se prefăcură la loc în oameni și veniră la nunta curajosului lor frate mai mic cu frumoasa prințesă. Și au trăit cu toții fericiți până la adânci bătrâneți. Ce frumos! Și prințesa a ajuns să scape de magie, de vrajă și s-a măritat cu un prinț frumos. Ce frumos! V-a plăcut povestea, copii? Așa e că este foarte frumos, mai ales ultima parte când au trăit mult, mult, mult fericiți până la adânci bătrâneți. Acum eu mă grăbesc, am plecat. La bună vedere! Pa, pa! Grăbit mai este și domnul nostru iepurilă plângăcilă. La revedere, copii! Ne vedem data viitoare!